Și eu vreau să fiu mamă este mesajul transmis de asociațiile de pacienți afectați de infertilitate și sunt mulți, 25 de milioane de persoane numai în Europa, iar problema a devenit un fenomen. Cauzele sunt multiple, spun specialiștii, iar consecințele afectează uneori dramatic pacienții. Vârsta reproductivă din 5 care se confruntă cu infertilitatea în ultimii ani. Care sunt, au drept factor feminin 40%, drept factor masculin alte 40%, iar 20% din cazurile de infertilitate de cuplu au o cauză mixtă sau necunoscută. Nu căutate la medicul curant, ci mă căutate la medicul specialist în infertilitate. Nu trebuie pierdut timpul către partenera femeie, pentru că timpul este extrem de prețios și vârsta este necruțătoare. Sunt foarte multe femei care suferă în tăcere, unele nici măcar nu știu că au această problemă, pentru că nu ajung la medic. Altele suferă pentru că odată ajunse la medic, constată că pe lângă faptul că procedurile sunt dureroase, acestea se dovedesc a fi și costisitoare. În primul rând, pe plan psihologic, pentru cuplul care își dorește copii și constată după un anumit timp că nu-i poate avea fără ajutor medical. Apoi, bineînțeles, există consecințele în plan social, planul relaționării cu familia lărgită, cu prietenii și pe planul eficienței la job. Din păcate, așa cum OMS consemnează oficial, adeseori infertilitatea de durată prelungită se asociază cu depresia, iar aceasta are consecințe, așa cum spuneam, și pe plan social și pe plan profesional. Și, bineînțeles, sunt consecințe financiare asupra tânărului cuplu. Am determinat Ministerul Sănătății să creeze sub programul de fertilizare in vitro și embriotransfer, care a fost aprobat în 2010 cu implementare începând cu 2011, care există și în prezent și este la nivel național. Practic, cuplurile care au nevoie de fertilizare in vitro primesc o sumă de fapt, nu direct, ci clinicile care le efectuează procedura, primesc 10.000 de lei pentru fiecare cuplu o singură dată. Între 4 și 10 noiembrie, Fertility Europe, organizație umbrelă a asociațiilor de pacienți afectați de infertilitate și membrii săi, asociații de pacienți din peste 20 de țări europene, își intensifică acțiunile de awareness și advocacy pentru cauza educației pentru fertilitate și a luptei cu infertilitatea.